Sunteți invitați cumva aici ca să preluați ștafeta, să predați ștafeta? Sunteți undeva la mijloc între generațiile din Aula Magna? Da, nu e neapărat o predare de ștafetă. Este un gest de politețe și de respect față de cei care și-au dedicat toată viața activității de cercetare în domeniul agricol. Eu zic că ar fi trebuit să fie și holurile astea pline și nu numai sala. Pentru că oamenii ăștia chiar au făcut ceva pentru agricultura românească. Și trebuie să dați ca exemplu, iar tinerele generații ar trebui să se uite ce au făcut înaintașii sau să uite ce au făcut cei pe care îi omagiem acum și să încerce să se ridice la același nivel, cel puțin. Începuturile dumneavoastră, domnule Dumitrescu, corespund cumva cu cei care sunt aniversați astăzi aici în Aula Magna? Da, eu de când am terminat facultatea, iertată-mi fie lipsa de modestie, am avut repartiție guvernamentală în cercetare și am lucrat în cercetare de când am terminat școala. Și m-am întâlnit pe domeniul meu de activitate cu câțiva dintre cei omagiați astăzi. Și mi-au fost de folos învățăturile pe care le-am primit.